Bătrânii de la sate se vaccinează, iar în orașe scade numărul imunizărilor. Solicitările pentru echipele mobile de vaccinare sunt tot mai mari. Primarii fac zilnic cereri către DSP pentru ca localnicii satelor uitate de lume să beneficieze de vaccin. Am avut de la începutul lunii septembrie până în prezent, vă pot spune că am fost în 46 de localități cu echipele mobile, localități care au fost arondate unor centre de vaccinare. Deci s-au vaccinat un număr de 1200 de persoane cu aceste echipe mobile. Solicitări sunt și în continuare, deci vor fi angrenați și în următoarele zile, chiar până la sfârșitul săptămânii sunt angrenate în campanii de vaccinare prin diferite zone unde sunt solicitări din partea primarilor care împreună cu asistenții comunitari din zone au întocmit liste cu doritori și echipele mobile sunt programate și se deplasează către aceste zone pentru a imuniza persoanele doritoare. Pe baza graficelor stabilite, echipele mobile vor onora fiecare solicitare. S-a văzut o creștere, acum avem solicitări zilnice pentru echipele mobile. Este cumva puțin cam dificil, deoarece avem doar 6 echipe mobile, solicitări sunt aproape de la toate primăriile ca să meargă această echipă mobilă să vaccineze. Deci, în principiu, noi în perioada iunie-august am trecut prin toate localitățile cu echipele mobile, dar rezultatele au fost mai slabe atunci. Acum pot să spun că chiar s-a triplat numărul de solicitanți pentru echipele mobile. Cele mai multe cereri au venit dinspre localnicii din comuna Bustuchin.